Nu este o experiență repetată, ci este o trăire cu totul nouă și proaspătă și vie. Venirea noastră în cadrul acestui chemăm nume. Ceea ce Biblia numește jertfă, este jertfa cuvântului, cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl închinăm lui Dumnezeu cu rugăciunea ca Duhul Sfânt să ne conducă în adevărul acesta. Cele mai adânci regrete ale sufletului nostru și cele mai înalte mulțumiri și recunoștințe sunt legate de felul cum am întâmpinat și am tratat o anume ocazie. Regretul cel mai adânc, atunci când am avut ocazia aceasta și am disprețuit-o, n-am ținut cont de ea. Este o pierdere nu a unui lucru pe care, așa cum râdeau ăștia de cel care a pierdut avionul la aeroport și a zis, așa e când n-ai lucrul tău. N-ai pierdut avionul că nu era al tău. Dar aici suferința și pierderea unei ocazii ca aceasta este ca și a unui lucru care era al tău, ți-a fost dat ție, deja făcea parte din viața ta, dar l-ai disprețuit, l-ai subapreciat, l-ai neglijat, l-ai îndepărtat. Și acum îl vezi cu altă minte, acum îl prețuiești. Vă amintiți ce spune Biblia? Că Esau atât a plâns și ar fi dorit să recupereze dreptul de întâi născut, dar nu era recuperabil. Lucrul acesta era vândut deja de el, adică se vânduse pe sine din acel moment. Acesta e unul dintre cele mai adânci regrete. O a doua formă de regret teribilă este răul suferit care era evitabil. Ne dăm seama că nu era o fatalitate, ci dacă undeva am fi binevoit să răspundem unui apel al lui Dumnezeu, astăzi nu era situația aceasta. Atunci însă când Dumnezeu a făcut apel la noi și ne-a spus, pune capăt păcatelor tale, nu continua pe drumul acesta, când ne-a spus așa ceva, am zâmbit cu disprețuitori și șmecheri și inteligenți, noi știm mai bine ce avem de făcut. Nu, asta nu paște sau nu privește numai pe omul de pe stradă, îl privește și pe Sfântul Petru, căruia Iisus îi spune, uite, în noaptea asta vei face lucruri, eu fii serios, știu mai bine. Și atunci, aceasta e atitudinea noastră, din pricina căreia ajungem să suferim teribil, ajungem să ne smerim și ajungem uneori să ne urâm propria viață când privim în oglindă și ne dăm seama că datorită unei astfel de alegeri, într-o astfel de situație, se întâmplă ceea ce se întâmplă astăzi. Ah, dacă nu mă duceam. Mi-a venit în minte să fac cu tare lucru. N-am făcut. Deci a fost evitabil, dar n-am. Și reversul medaliei, care aș vrea să pun o amprentă adâncă pe sufletul nostru, este bucuria și prețuirea deosebită a unui astfel de moment. Oh, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai ajutat și ți-am spus da cu ocazia aceea. Unde aș fi fost astăzi, întreabă psalmul, unde eram noi acum? Ce am fi fost? Îți mulțumesc, Doamne, ne întoarcem toată viața cu recunoștință. Doamne, îți mulțumesc că în împrejurarea aceea m-a ajutat să virez în direcția cea bună. Contează mult, așa cum am învățat anterior, pe cine urmezi. Dacă ai în vedere ținta sau linia de sosire, sau dacă ai în vedere motociclistul din dreapta, cum a avut alergătoarea aceasta din Los Angeles și a deviat de la traseu și a pierdut cursa aceea. Contează mult. Când te privești în oglindă, nu poți să găsești vreo justificare sau vreo scuză. Păi ce era să facă? Uite, a fost așa și a fost pe dincolo. E, dar e adevărat că pe când era așa și pe dincolo, ai simțit în sufletul tău un glas tainic care ți-a spus, nu merge pe aici, oprește-te, pune capăt păcatelor tale, iată drumul, mergi pe el. Ai simțit cumva treaba asta? Atunci, nu grumazul, ci sufletul își pleacă fruntea și spune, Doamne, Tu ești drept în toate căile tale. Și împreună cu Petru, pentru prima dată îi spune lui Iisus, Doamne, Tu toate le știi. Am crezut că eu sunt cel care le știu, dar Tu. Lucrul ăsta nu e nici de ieri, nici de alaltări. Este din ziua în care omului
i-a fost spus și este spus până în ziua de astăzi, nu e nevoie de niciun Dumnezeu. Tu ești Dumnezeu. Veți fi Dumnezeu. Voi veți fi Dumnezeu. Nu e nevoie să spună Dumnezeu ce e bine și ce e rău. Voi sunteți aceia care definiți binele și rău. Ce e bine pentru tine e bine, ce e rău este rău. Aceasta e generația în care trăim noi. Este o otravă atât de cumplită și atinge în special clasa oamenilor, cum spune în cartea Proverbelor, neîncercați. Care în naivitatea și uneori în superficialitate închid sufletul înaintea glasului lui Dumnezeu. Ba, uneori suntem înclinați chiar să disprețuim. Spune Pavel, am fost un hulitor și un batjocoritor. Mi-am bătut joc de predicile creștinilor ale oamenilor lui Iisus. Mi-am bătut joc, am fost un batjocoritor, spune el acolo. Recunoaște lucrul acesta. Vine o împrejurare în care Mântuitorul adresează acestor oameni oferta de la început. Prima ofertă pe care a făcut-o Dumnezeu omului a fost libertatea. Și a spus, poți mânca după plăcere, adică ești liber. Ești liber. Dar uite, trebuie să știi că în timp ce ești liber să alegi, nu este nimeni liber de consecințele alegerii. Deci, în timp ce ai libertatea alegerii, nu mai ai libertatea consecințelor. Ele sunt legi, pur și simplu, și tu, când alegi, trebuie să ții seamă de aceste legi, care sunt cauză și efect, semănat și secerat. Aceasta n-ar sta în picioare casa lui Dumnezeu, universul lui Dumnezeu, dacă această lege nu ar fi în picioare. Și Iisus reîmprospătează oferta aceasta făcută în Eden. Vă rog să fim foarte aproape să trăim acest moment. Este de extremă importanță. El, de fapt, dă culoare vieții noastre și de felul cum ajungem să prețuim sau să disprețuim acest dar al lui Dumnezeu, depinde cursul vieții noastre pe pământul acesta. Putem să răspundem mulțumesc, Doamne, sau putem să spunem mulțumim, nu e cazul. Noi nu avem nevoie de așa ceva. Mergem în Ioan, capitolul 8, versetul 30. De fapt, a spune lui Dumnezeu, Doamne, mulțumesc pentru ce mi-ai dat, sau ai spune, mulțumesc, nu e nevoie. Este din nou o expresie a libertății, a darului libertății pe care o dă Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Versetul 30 din capitolul 8 din Ioan, pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Credința vine nu neapărat dintr-un argument, aceasta s-ar putea să câștige intelectul, eventual admirația cuiva, Doamne, extraordinar, cum a spus cineva în urma unei convorbiri teologice de 8 ore, a plecat spunând, Doamne, ce om deștept. Nu putea fi o catastrofă mai mare decât aceasta. De fapt, era vorba, subiectul ar fi trebuit să fie, iată omul. Nu, iată un om deștept. Dar s-a sfârșit cu aceasta. Din nefericire, din nenorocire. Convingerea aceasta despre care vorbește Scriptura, că mulți au crezut în El, vine cumva dintr-un fel de comuniune tainică cu Duhul Sfânt. În adâncul sufletului, fără vorbe care să fie auzite, cum spune Psalmul, acolo se produce această deschidere sau închidere față de Dumnezeu. Lui îi este cunoscut lucrul acesta. Dar pe când vorbea Iisus, mulți au fost pătrunși de duhul convingerii. Să știi că așa este. O familie iubită din țară a venit la una din evanghelizări. A ascultat și mi-au spus, nu am înțeles, era o limbă neînțeleasă. Noi nu am cunoscut Biblie, nu știam despre ce se vorbește acolo. Dar am stat și am ascultat. Și când s-a încheiat, cu toate că nu am înțeles, n-am tradus nimic, nu a avut nicio semnificație pentru noi, conținutul la ce era acolo, atmosfera de acolo, mi-a declarat doamna soția, frat prietenului nostru, dânsa spune, atmosfera de acolo ne-a câștigat sufletele. Când ne-am ieșit afară, am zis aproape simultan, uitându-ne unul la altul, să știi că e adevărat. Dar ce? Încă nu știm. Dar oamenii aceștia au crezut în El. Iubiții mei, acum o să ne dăm seama că a crede în Iisus nu înseamnă a urma pe Iisus neapărat.
A crede în Iisus trebuie să fie urmat de bunăvoința noastră de a călca pe urmele Lui. Dacă rămânem doar la nivelul de a crede, acesta e nivel demonic, de fapt. Ei cred lucrul acesta. Asta, într-un fel sau altul, pentru unul, Dumnezeul lui este gândul lui, mintea lui. L-a lăsat în voia minții lui blestemate. Acela e Dumnezeul lui, convingerile lui, ființa lui, ceva demonic, tulburător, teribil. Oamenii au ajuns de au crezut în El, în Domnul Hristos, copleșiți nu de argument, ci copleșiți chiar de atmosfera aceasta. Atunci El a spus acestor oameni care crezuseră în El, dar a crede în Iisus, nu înseamnă neapărat a urma pe Iisus. Să vedem. Mulți au diavolul crede în El, dar nu urmează pe Iisus. Nu. El a zis iudeilor care crezuseră în El, acum urmează pasul următor. Dacă rămâneți în cuvântul meu, ați primit cuvântul meu, ați mărturisit adevărul, ați crezut în El, și acum spuneți la revedere și plecați înapoi în lumea din care ați venit. Aceasta nu ajută chiar cu nimic. Este un fel de declarație a demonului. Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Ce importanță are mărturia aceasta despre Iisus atâta timp cât... De ce înșiri legile mele, spunea Psalmul, când tu întorci spatele, deci nu asculți. Nu treci la pasul următor care privește rămânerea în acest cuvânt, trăirea, împlinirea, transformarea vieții. Dacă rămâneți în cuvântul meu, spunea Mântuitorul, sunteți în adevăr ucenicii mei, pentru că puteți să fiți ucenicii mei aparent, nu în adevăr. Și s-ar putea cineva să audă, câți au crezut, gata, ne-am ridicat, noi suntem cei în care am crezut. Ia uite, Domnule, ăștia sunt ucenicii lui Iisus, au crezut. Dar Iisus face deosebire între ceea ce pare a fi și ceea ce este. Dacă rămâneți în cuvântul, nu doar dacă l-ați auzit, l-ați crezut, dacă rămâneți în acest cuvânt, dacă trăiți în el, dacă acest cuvânt se transformă în viață în voi, sunteți în adevăr ucenicii mei. Și... care va fi urmarea, fiind, rămânând în acest cuvânt, fiind transformat de cuvântul acesta, veți cunoaște adevărul. Numai într-o stare de transformare a ființei noastre. Acela care refuză auzirea nu mai poate merge mai departe, nu vrea să audă. Doi, unul aude, dar nu crede. Acela care refuză credința, fără credință, este cu neputință. Nu reajută la nimic. Trei, unul aude, crede, dar nu împlinește. De ce îmi zici, Doamne, Doamne, și nu împlinești lucrul acesta? Aici, cunoașterea adevărului depinde de fiecare pas din acesta sub călăuzirea marelui instructor, dascălul Hristos Iisus. El este călăuza, El este instructorul nostru. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber, așa cum ați fost liberi prin creație în Eden, când Dumnezeu a spus, poți mânca după plăcere. Asta înseamnă deplină, totală libertate dumnezeiască, după plăcere. Numai Dumnezeu poate să dea unei ființe umane acest fel de libertate. Veți cunoaște adevărul și El vă va face liberi. Deci auzi, crezi, ești transformat, rămâi în cuvântul lui Dumnezeu, devii ucenicul lui în adevăr și atunci cunoști adevărul și El te face liber. Acesta este tratamentul pe care Dumnezeu l-a făcut și îl aplică ființei noastre pentru a restaura în viața și ființa noastră libertatea de la început. Cei mai mulți oameni, dacă ar fi intervievați, cred că ar spune că admiră pe Mântuitorul, dar nu pot să devină ucenicii lui în adevăr, pentru că asta le-ar restrânge libertatea. Un tânăr se gândește la posibilitatea de a face ce vrea, de a face ce vrea și de a merge după plăcere, unde vrea să meargă și să facă. Un om are o anume plăcere, el ar vrea să trăiască nu după Dumnezeu, lui se pare că îi este restrânsă libertatea. Nu putea fi un neadevăr mai
rău decât acesta, aș spune, ori de câte ori diavolul deschide gura, spune o minciună. Acesta este unul din marile neadevăruri. A fost neadevărul de la început. Păi da, de ce să fiu eu liber să hotărăsc ce e bine și ce e rău, să fiu eu Dumnezeu, când mie mi s-a spus deja că sunt liber? Sunt deja acolo. De ce să fiu ca Dumnezeu sau Dumnezeu câtă vreme eu port chipul lui Dumnezeu? Nu, ceea ce li se oferea ei aveau deja, așa cum se întâmplă aici. Și în lumea noastră, în generația noastră, în cultura în care trăim noi, există această concepție tăcută uneori, dar de fapt reală, asupra faptului că odată ce un om devine creștin sau ucenic al lui Iisus, în adevăr, își pierde libertatea. Iisus spune, nu, tocmai atunci se naște libertatea. Abia când cineva care a auzit cuvântul, a crezut cuvântul, a fost transformat de cuvânt, a devenit ucenic în adevăr al lui Iisus, a cunoscut adevărul, abia atunci el este restaurat la libertatea de la început, după plăcere. Augustin a prins acest gând și a zis, zice, iubește pe Dumnezeu cu toată ființa ta, cum scrie Scriptura, și fă ce-ți place. Sigur că dacă faci ce-ți place în contextul iubirii de Dumnezeu și dacă atunci este cum spune Psalmul, îmi plac căile tale, îmi place legea ta, Dumnezeu meu, mă bucur de cuvântul tău ca de niște lucruri extrem de prețioase. I-am văzut pe ăștia că se bucură că au câștigat loteria. Eu mă bucur mai mult decât ei, Doamne, pentru cuvântul care l-am de la tine. Aceasta este libertate. Și de câte ori ne-am trezit noi, fiecare dintre noi, în acest coșmar cumplit și ne-am dat seama că lucrul pe care îl numeam noi libertate s-a dovedit a fi închisoarea sufletului nostru. Câți tineri sunt astăzi? E o tânără, acum, tânără mamă chiar, are doi copii, cred, mare libertate la volanul Mercedesului, mare libertate financiară, se scaldă în averi, în puteri, în faimă, în toate și lasă în urma ei doi copii morți pe trecerea de pieton și acum este închisă 15 ani și pe viață în închisoare. E adevărat, apare ca un fel de libertate aceasta când toate lucrurile și nimic nu stă în față pentru că apare ca un fel de libertate, dar la urmă se dovedește, cum spune Cartea Proverbelor, pare ceva bun, multe căi pot părea bune, dar la urmă se văd că duc la moarte. Pentru că nu tot ce pare a fi bun, este bun. Nu tot ce pare a fi ucenic al lui Iisus, este în adevăr ucenic al lui Iisus. Și noi ar trebui să venim cu viața noastră înaintea lui. Doamne Dumnezeul meu, eu cred că sunt ucenic al tău, dar sunt eu un ucenic în adevăr? Poți tu să mărturisești înaintea Tatălui că eu sunt un ucenic în adevăr al tău? Este ceva în viața mea care te împiedică pe tine, Doamne, să spui că sunt în adevăr ucenicul tău? Aceștia care crezuseră în el sunt confruntați cu chemarea aceasta. Veți fi făcuți liberi. În momentul în care sufletul este bolnav de mândrie, cum îl atinge o frază sau o vorbă sau un gest care pare a jigni cumva închipuita demnitate pe care o are omul în mândria lui cumplită, C.S. lui spune că acesta e păcatul tuturor păcatelor, că de fapt nu există decât un singur păcat, acesta e mândria care a făcut din Lucifer pe Satan, s-a transformat în Satana și el spune toate păcatele care se comit derivă din acesta, mândria care se înalță împotriva cunoștinței de Dumnezeu. Și singurul vindecător al acestei cumplite maladii a sufletului este Mântuitorul nostru. El este singurul care ne poate elibera de sub tirania aceasta. Pentru că nu există sclavie mai rea și mai grea decât aceea de care nu suntem conștienți. Când vine adicția, cum sunt astăzi milioane de tineri sub adicție, sub dependență de droguri, când vine adicția, nu ne trimite o scrisoare acasă, vezi că de acum mă instalez programul, mă instalez în viața ta și tu vei fi dependent de droguri, addicted. Nu spune așa ceva. Ci se instalează
absolut pe neobservate, cu fiecare nouă picătură, cu fiecare nou pas făcut în direcția aceasta. Și așa se face că omul ajunge să dea ultima picătură de libertate pe care o avea, aceea de a hotărâ ce să facă cu viața lui. Acum nu mai poate hotărâ. În momentul în care dependența aceasta va începe să strige în el, e în stare de orice. E în stare de orice. Doi băieți au luat pușca, au împușcat părinții amândoi. Sunt în închisoare pe viață. Din cauza aceasta. Dependența sau robia aceasta este cu atât mai cumplită, cu cât un om este mai puțin conștient de faptul că este legat. Samson n-a înțeles niciodată, adică a înțeles, dar n-a înțeles înainte gravitatea situației. El a zis că e simplu, nicio problemă. Nu, eu nu sunt dependent. Eu dacă vreau eu, dacă nu vreau nu eu. Nu. Este jos șah cu diavolul. Și n-a câștigat nimeni meciul cu diavolul până acum. Cine a jucat șah cu diavolul? Nu. Și când și-a dat seama Samson că de fapt nu se poate desface. Nu s-a mai desfăcut. Iisus spune, zice, singurul care te poate elibera și care te poate face liber cu adevărat este adevărul. Și adevărul nu este un set de concepții sau înțelegeri, vreun crez, vreo teologie, vederile oamenilor la un moment dat cu privire la anumite lucruri, ci adevărul este o persoană. Cel care a spus, eu sunt adevărul. Și cel care a spus, eu sunt calea, eu sunt instructorul. Mergi pe calea aceasta. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Imediat a atins mândria lor și cu toate că erau credincioși, au crezut în Iisus, erau de la adunare. Cum le-a atins mândria? Ați observat ce revolte se produc în adunare, îndată ce este atins, rănit în mândrie, într-un fel sau altul. Am fost într-o biserică, era complet, am lăsat-o bine, frumos, la plecare. Când am revenit după un timp, eram angajați într-o lucrare împreună. A fost nevoie de un follow-up, de urmare a lucrării. Când am revenit la biserică, devastare, pustiu, atmosferă rea. Ce s-a întâmplat aici? Ce să se întâmple? Într-o seară pastorul a dat flori și a dat la cineva două flori, i-a dat unei doamne o floare, ailalt a zis că de ce a dat lui celălalt și tot așa, și de aici a pornit nenorocirea. Adunarea s-a rupt în două, după aceea mai departe și așa mai departe. Bine a spus omului Dumnezeu C.S. Lewis, rădăcina tuturor păcatelor, sau toate păcatele izvorăsc din acest unul singur, care este mândria. Și mândria nu este acea înălțare de sine vis-a-vis de oamenii de lângă noi. Acesta este începutul numai. După ce omul în închipuirea lui s-a înălțat deasupra celor de lângă el și a disprețuit pe cei de lângă el, omul ajunge să se înalțe împotriva lui Dumnezeu. A fi mândru nu înseamnă a avea mult, nu, ci a avea mai mult decât aproapele tău. Aceasta e dorința, a fi mai presus de aproapele tău. Și după ce ești mai presus de aproapele tău, constați că ai băut apă de mare și nu ți-a trecut setea, mai rău s-a instalat, și atunci ea sfârșește prin înălțarea spiritului uman, în închipuirea lui, a mândriei lui, împotriva lui Dumnezeu, mai presus de tot ce se numește Dumnezeu. Cum a atins coarda aceasta a mândriei? Imediat au sărit credincioșii. Noi suntem sămânța lui Abraham și n-am fost niciodată robi nimănui. Nu erau niște oameni care să nu cunoască istoria, nu. Ei cunoșteau foarte bine istoria și tot ce s-a întâmplat. Însă mândria nu îți permite să recunoști istoria sau faptele. Mândria nu e interesată de fapte. Este interesată doar de ceea ce o hrănește și o satisface pe ea, înălțarea de sine. Atunci negăm istoria, că am fost sclavi, am fost legați cu lanțuri, duși în Babilon. Negăm tot, n-am fost niciodată robi nimănui. Acesta este discursul sau predica mândriei pe care o prezintă ea, ca reacție la oferta Domnului Hristos, care vrea să restaureze omul la libertatea pe care a avut-o la început, după plăcere, să trăiești după plăcere înaintea lui Dumnezeu. N-am fost niciodată robi nimănui. Cum îți permit să ne spui, nouă, veți fi liberi? Noi nu am fost niciodată robi nimănui. Și uitați răspunsul Mântuitorul nostru. Adevărat, adevărat vă spun,
Oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Despre aceasta vorbim. Nu despre eliberarea din Babilon sau de ruși sau de chinezi sau de indieni sau de materialismul american. Sau... Nu de eliberarea aceasta vorbim, ci vorbim de eliberarea din păcat. Despre aceasta este vorba. Oricine este în păcat este rob al păcatului. Și da, este o alegere. Bun, ești liber să alegi lucrul acesta, dar nu mai ești liber să alegi urmările, consecințele. Iată care sunt consecințele, versetul 35. Robul nu rămâne purur în casă, fiul însă va rămâne purur. Tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu, fii și fiice ale lui Dumnezeu. Aceasta este urmarea naturală. Tuturor celor care au ales să respingă oferta libertății pe care Dumnezeu ne-o dă, libertate adevărat, veți fi liber cu adevărat, dacă Fiul vă face liber, e versetul 36, numai dacă Fiul vă face liber, veți fi liber cu adevărat. Libertate nu este ceea ce cântăm noi, libertate vine doar de la Dumnezeu, este singurul care poate da libertate. Diavolul sau păcatele, ele nu pot da libertate pentru că nu au libertate. Primul efect al păcatului în viață este pierderea libertății, este legarea mâinilor lui Samson, este spargerea ochilor, nu are libertate să vadă, nu are libertate să meargă unde merge, trebuie să joace acolo cum se... Primul efect al păcatului e pierderea libertății, nu este libertatea. Părinții lui au spus acest lucru. Îți pierzi libertatea dacă mergi pe drumul acesta. Nu mă interesează. Îmi place. Dacă îmi place, îmi place. Bine, dar îți place propria nenorocire. El nu privește la urmări. Sunt liber să aleg, așa este, dar împreună cu ceea ce alegi, alegi și ceea ce urmează să se întâmple. Robul nu rămâne pururea în casă. Cine a ales și cine alege robia păcatului. Da, cine alege robia păcatului? Cine alege dependența? Nu e nimeni care să aleagă de bunăvoie așa ceva. În momentul în care cineva respinge libertatea pe care i-a oferit-o Dumnezeu, în aceeași clipă, omul acela acceptă robia satanei, robia păcatului, robia răului în viața lui. Sunt lucrări care se petrec simultan. Nu sunt despărțite, se condiționează una pe alta. Și în momentul în care am primit darul eliberării lui Domnului Iisus Hristos, lanțurile cad de pe mâinile noastre și așa cum a spus el în versetul 36, când Fiul te-a făcut slobod, abia sau liber, atunci ești cu adevărat liber. Pentru că după cum există un ucenic aparent, nu în adevăr ucenic, și un ucenic aparent, tot la fel există o libertate aparentă, nu adevărata libertate. Cine primește darul acesta de la Dumnezeu, despre care noi suspectăm că, de fapt, îl pierdem dacă ne întoarcem la Dumnezeu? Constantin nu vrea să fie botezat, pentru că în momentul în care va fi botezat, nu o să mai aibă libertatea sau puterea, nu mai poate, se întâmplă o schimbare în el, nu mai poate să păcătuiască și el vrea să păcătuiască, vrea să fie botezat în ultima clipă de viață pe care o are. Și așa se întâmplă cumva, istoria este martoră a limitărilor gândirii noastre într-o direcție sau alta. Dar ceea ce face Dumnezeu în viața noastră este un dar desăvârșit. Dacă este o ființă liberă cu adevărat pe pământ, este acela pe care Fiul l-a făcut liber. Nu este cel care se pretinde a fi liber. Nu este cel care se poartă ca unul care ar fi liber. Nu. Sunt oameni care poartă la gleznă un fel de monitor pus de poliție, pus de guvern. Oriunde se duce, este cunoscută poziția lui. Sigur că acopere cu grijă monitorul acesta ca să nu fie văzut de cei care sunt acolo, dar el este de fapt în robia acestui lucru. La fel se întâmplă și cu noi. Biblia spune că dau impresia că sunt liberi, vorbesc despre libertate a altora, în timp ce ei sunt sclavi sau robi ai păcatului. Am fost născut din nou, zicem noi. Am cunoscut Evanghelia, tot cele vechi au trecut, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Atunci, ce se întâmplă? Este același lucru despre care am învățat.
Când Dumnezeu ne oferă libertatea nouă, este adevărata libertate, iar când noi încercăm să construim această libertate după înțelegerea noastră, când noi încercăm să păstrăm o măsură de aparentă autonomie, care de fapt e rebeliune împotriva lui Dumnezeu, ajungem acolo unde n-am crede, chiar dacă Dumnezeu ne-ar spune. Nu i-a spus Iisus lui Petru, știi unde ajungi în seara asta? Nu se întâmplă așa ceva. Eu sunt gata să merg cu tine în temniță, eu sunt gata să merg cu tine la moarte! Și Iisus spune, la moarte? Nu vei merge cu mine nici măcar în cuvânt, într-o mărturie pe care va trebui să te... În noaptea asta ai să declare de 3 ori că nu mai văd în viața ta și nu mă cunoști. Nu cred că sunt eu câinele ăsta care să... Și așa s-a întâmplat. Pentru că libertatea pe care o dă Dumnezeu este singura libertate adevărată și ea depinde de primirea și de trăirea cuvântului Lui. Nu se poate să ne bucurăm de adevărata libertate despărțiți de Domnul adevăratei libertăți. Despre acest fel de libertate, Scriptura spune, folosește o expresie sau un cuvânt de-a dreptul uluitor. Vor domni în viață împreună cu Hristos. Domnie pur și simplu. Și după o îndelungă călătorie pe care am avut-o pe pământul acesta și sper să îmi dea Dumnezeu harul să pot încheia cu bine călătoria cu bucurie, așa cum scrie în Biblie și lucrarea la care sunt chemat, pot să spun că, într-adevăr, gustul acestei libertăți este, așa cum a spus Scriptura, este un fel de domnie. Vor domni în viață împreună cu Hristos. Numai împreună cu Hristos, așa spune cuvântul Lui. Cele mai multe dintre lucrurile cu care noi suntem confruntați astăzi sunt niște situații pe care încercăm să le întâmpinăm cu mijloace de ale noastre. Și după cum bine ați observat, prima întrebare în domeniul mântuirii, spre exemplu, ca și în domeniul oricărei alte situații, prima întrebare este ce să fac? Nu este această întrebare, ce să fac? Uite ce ai făcut și uite ce faci. Ce se vede? Asta faci. Alta este întrebarea, Doamne, ce faci Tu pentru mine? Ce ai făcut Tu pentru mine? El ne va arăta crucea de la Golgota, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Iubiții mei, am fost așa de tulburat de un mesaj pe care l-am ascultat recent. Cel care l-a predat n-a înțeles niciodată că, de fapt, Mântuitorul nostru s-a dat legat, nu l-a legat nimeni, s-a dat legat pentru ca noi să fim liberi, datorită Lui. Mântuitorul nostru și-a dat viața, nu i-a fost luată de nimeni, n-a fost asasinat, nu a decedat, nu. Este darul vieții Lui, a dat pe singurul Lui Fiu. E dar, este altceva. Tocmai pentru ca eu și cu tine să putem trăi, pentru că eu trăiesc, a spus Mântuitorul, și voi veți trăi. Dar oamenii aceștia, când au primit oferta aceasta, au spus, nu, mulțumesc, nu e cazul nostru. Noi n-am fost robii noștri, nimănui. Poate fi cineva aici din alte țări, din Asia, de prin Africa, dar noi nu am fost niciodată robii nimănui. Cuvintele Mântuitorului nostru nu sunt adresate doar lor, celor de față. Și așa cum s-a rugat el în rugăciunea din Ioan 17, te rog nu numai pentru ei care ascultă acum, te rog și pentru aceia care vor crede în mine prin cuvântul lor. Și cuvântul lor a ajuns până la noi și am crezut și noi în el prin cuvântul lui. Și pe noi ne fericește Mântuitorul, ferice de cei care, măcar că n-au văzut, au crezut. Voi îl iubiți fără să-l fi văzut, remarcă Petru în epistola lui. Cuvântul acesta, oferta aceasta, darul acesta al lui Dumnezeu, al adevăratei libertăți, ne este oferit și nouă astăzi. Trăim într-o lume care este din ce în ce mai supusă robiei de toate felurile. În această lume sunt tot felul de încercări omenești, firești, pământești, prin care omul caută să fie liber, caută cu disperare, evitând un singur lucru. Nu trebuie să ajungem să apelăm sau să primim darul acesta
de la Dumnezeu. Și constată, așa cum i-a spus Mântuitorul lui Petru, dacă nu te eliberezi eu, nu vei fi liber niciodată. Bine, eu sunt liber după părerea unor oameni. Nu, libertatea aceasta e robie. Adevărata libertate este cea pe care o dă Mântuitorul și care se produce la nivelul conștiinței și sufletului nostru. În indiferent ce împrejurare am fi, suntem liberi în Domnul, dar nu suntem niște liberi din aceștia care nu țin seamă de cuvântul lui Dumnezeu și care își întocmesc planurile și viața după gândurile lor. Suntem liberi în Domnul. Ne bucurăm de darul acesta al libertății pe care ne-a dat-o El și pe care El a numit-o adevărata libertate. Aceasta este adevărata libertate. Dacă Fiul vă face liberi, atunci veți fi liberi cu adevărat. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește de diverse atitudini pe care omul le-a luat și le ia în dreptul Domnului Iisus Hristos. Unii îl numeau Fiul lui David, unii îl numeau rabin, unii îl numeau diavolul. El a primit pe toți oamenii aceștia și a oferit posibilitatea pe care o oferă și astăzi ca un om să aibă o privire de aproape, ca să-i fie ochii deschiși, să cunoască adevărul, să vadă, să hotărască dacă primește sau nu. Un om poate să ajungă până acolo încât în refuzul darului acestuia de la Dumnezeu să-l asocieze cu diavolul. Nu, îmi ia libertatea. Nu, păi dar cine ți ia libertatea este altcineva. El a venit să-ți dăruiască darul acesta, să te înnobileze cu darul libertății. Acesta a fost argumentul fariseilor când au văzut că el elibera oamenii de boli, de demonizări. Toate acestea nu erau altceva decât argumente, demonstrații ale intenției și planului lui Dumnezeu cu ființa mea și a ta de a ne elibera. De a ne elibera de orice fel de suferință. Din întunericul minții și al sufletului a vindecat orbul. O, am fost orb, acum văd. Deodată a deschis ochii minții. Asta e ceea ce face El cu fiecare dintre noi. Dar atunci când cineva a ales și a hotărât în sufletul lui să respingă lucrul acesta, în clipa aceea poate aduce o scuză de un fel sau altul. Biblia spune însă, nu există scuză pentru a respinge darul acesta al lui Dumnezeu. Nu există scuză. Și nu că nu există scuză în fața vreunui tribunal sau a vreunei autorități. Nu există scuză a ta în fața propriei tale vieți. Viktor Frankl spune, oamenii întreabă și spun că vin și întreabă viața, îi cer răspundere, judecă viața pur și simplu cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Și cer vieții, de ce mie mi s-a întâmplat așa ceva? Și Frankl spune, zice, nu tu ești cel care judeci viața, ci viața te întreabă pe tine. De ce așa ceva? Adică vrea să spună că acest lucru este produsul unei deliberate alegeri a sufletului nostru. Umblați în lumină cât este lumină, spune Mântuitorul. Adică nu la Dumnezeu e limita, la noi este limita. Vine noaptea. Vine noaptea peste minte, noaptea minții se numește. Vine noaptea peste omenirea noastră, nor atomic sau întunecarea soarelui sau ce se poate întâmpla astăzi este de neimaginat în lumea și pe pământul nostru. Vine noaptea când nimeni nu mai poate face nimic. O, acum aș vrea să fac lucrul acesta, este noapte. Noaptea nu se poate face așa ceva. Nu știu dacă ați observat că imediat după ce au trădat cu privire la țara promisă, iscoadele care au fost acolo și poporul s-a asociat cu ei, nu există nicio excepție, afară de Iosua, de Caleb și de Moise, nu există excepții și de generația tânără. Tot poporul a subscris cu ei. După ce au înțeles ce au făcut, după ce au înțeles că singuri s-au aruncat în închisoarea aceasta cumplită a deșertului pentru 40 de ani, deodată i-a prins zelul de a asculta de Dumnezeu și gata, ne ducem acum, vrem să facem lucrul acesta. Domnul a spus, nu mai a venit noaptea acum. Nu faceți lucrul acesta pentru că dacă mergeți acum și încercați să faceți astăzi ceea ce ieri ați refuzat, veți fi înfrânți. Astăzi mai puteți face un singur lucru. Să vă pocăiți
de hotărârea voastră și de atitudinea voastră și de purtarea voastră de ieri. Ziua de ieri a trecut. Acum sunt ascunse de ochii tăi, spunea Mântuitorul nostru. A fost o vreme. Vine noaptea când nimeni nu mai poate face nimic. În cel rău. În această sunt unii, dacă aude cineva invitația aceasta pe care o oferă Mântuitorul nostru, invitația restaurării darului libertății edenice pe care El a oferit-o ființei noastre prin creație, dacă cineva aude glasul meu și deschide, deci nu, am auzit, da, e ok, este Domnul, asta e la fel cu cel care n-a auzit sau n-a vrut să audă. Dacă aude și deschide cineva, atunci voi intra la el și îi voi cina cu el în libertatea sfinților, în lumină. Nu aș dori să transfer un concept teoretic, ci aș dori să invit ființa mea și ființele noastre la o trăire, la o experiență cu Dumnezeu, prin care Biblia spune, gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care are cuvântul acesta. Ceresc, îți mulțumim pentru darul acesta al libertății în Domnul Iisus Hristos. Tată, cerem darul acesta și pentru aproapele nostru care este în robia păcatului și a răului. Deschide, Doamne, ochii noștri și fă să vedem lumina zilei pe care Tu ai adus-o prin jertfa Ta pe pământul nostru. Îți mulțumim că a răsărit soarele neprihănirii, nu numai pe pământ și în lume și în istorie, dar în sufletele noastre, și fără lumina soarelui neprihănirii am fi fost în noapte și în întuneric. Tată, îți mulțumim din adâncul sufletului și te rugăm ca lucrarea aceasta pe care ai făcut-o pentru noi să o împlinești și în viața aproapelui nostru, a familiilor noastre, a bisericii și a lumii în care noi trăim prin Domnul Iisus Hristos. Amin.